Munciți, fetelor, munciți! Mm. Ei, eu am fost pe la Catena să văd care mai e treaba cu daciile. Și? Sunt frate și anul ăsta! 10 daci noi pentru voi! Mă, tu iar vrei să fii Moș Crăciun? Dedechim, compania numărul 1 din vestul țării în domeniul serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dedechim este o societate cu experiență în domeniu care dispune de personal calificat și autorizat pentru astfel de lucrări. Dedechim folosește soluții inovative cu servicii de calitate. Operațiunile firmei Dedechim se pot efectua în domenii publice, parcuri, zone verzi, spitale, școli, hoteluri, ferme, sere și unități de producție. Dedechim are o experiență de aproape 30 de ani și deține un portofoliu vast de clienți în toată țara. Dedechim, profesionalism, calitate și responsabilitate. Dedechim, pentru o viață în siguranță. Farmaciile Catena angajează farmacii și asistenți de farmacie pentru zona Brad. CV-urile pot fi depuse la Farmacia Catena din municipiul Brad sau pe e-mail adina.muresan@arondfildas.com sau la numărul de fax 0269577367. Astăzi punem murături, morcov și alte acrituri. Iarna aici, vara-i departe, de ajun nu ne desparte decât moșul care împarte darurile. Munciți, fetelor, munciți! Mm. Ei, eu am fost pe la Catena să văd care mai e treaba cu daciile. Și? Sunt frate și anul ăsta! 10 daci noi pentru voi! Mă, tu iar vrei să fii Moș Crăciun? Farmacia inimii Catena. Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem astăzi alături de voi, împreună cu managerul Teatrului de Artă din Deva, domnul Mihai Panaitescu, și cu doi actori tineri veniți la Deva. Ei nu sunt din Deva, sunt din Brașov și respectiv din Timișoara. Este vorba de Diana Dănilă și de Armand Crișan. Bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua și bine v-am regăsit! Domnul Panaitescu, iată, vă înconjurați de foarte mulți actori tineri! Da! Cum ați reușit? Prin concurs. A fost un concurs greu? A fost pus la încercare, domnul director? A fost la încercare și da, a fost solicitant. Dar am trecut cu brio, aparent. Dar specific unui concurs de angajare, aș spune să vadă și dânsul cine merită sau cine merită mai puțin, aș zice. Nu știu. E destul de complicat să îți dai seama de valoarea unui actor în 15-20 de minute, dar sunt anumite tehnici pe care ca regizor și în general regizorii le folosesc pentru a vedea aptitudinea unui actor. Și totul ține mai mult de improvizație și de posibilitatea lui de a avea mai multe ipostaze. Și de obicei încerc să-i încurc cât mai mult pe actor la aceste concursuri, aceste castinguri, să le spunem. Și cum îi încurcați? Vreți să vă dau un exemplu? Da, chiar vă rog. Ce poezie cunoașteți mai bine? Și dacă. De exemplu, spuneți poezia Și dacă sunteți oarbă și gravidă și mergeți prin metrou cu cineva de mână în București, într-o oră de vârf. Și începeți, și dacă. Da? Ce grăgie. Asta este un exemplu. Nu, asta mi-a venit acum, nu este una dintre probe. Care a fost proba care v-a încurcat cel mai tare? Nu știu dacă încurcat e cuvântul potrivit neapărat, dar țin minte că mi s-a dat ca improvizație să spun un monolog pe care îl pregătisem în japoneză cu accent maghiar. Da. A fost o încântare, să zicem. Da, și a reușit. Dar cum v-ați gândit la această probă? Cum am gândit la această probă? Pentru că sunt inventiv. Asta e meseria mea, sunt regizor și trebuie să inventez. Eu îmi câștig banii ca regizor prin imaginație și prin inventivitate. Și pentru tine, care a fost cea mai grea probă? Cred că monologul pe care a trebuit să-l prezint comisiei
și improvizațiile care au urmat pe baza acelui monolog. Dar nu a fost complicat, a fost, să spun, o idee mai solicitant decât exercițiile de improvizație sau la ce a mai fost supus în cadrul concursului. Dar nu a fost nimic nou, să spun așa. A fost doar mai mult anxietatea cunoașterii noului grup, adică colegii noștri mai mari, acolo a fost, cred că, greul cel mai mare. Să încercăm să ne... Integrăm. Integrăm, da. Cum a venit pentru voi dragostea pentru teatru? Pentru că sunteți foarte tineri. Da, într-adevăr, nu cred că pot pune accentul pe un moment. Nu, nu neapărat. Nu cred. Nu. Ce pot spune e că nu pot să pun mâna și să zic că acesta este momentul și acolo m-am decis că vreau. Adică sunt lucruri care se întâmplă de-a lungul timpului și atunci îți dai seama că tot ce s-a întâmplat în timp a avut ca acțiune faptul că ai dat la teatru. Adică spuneam poezii de când eram mică, îmi plăcea să fiu în centrul atenției, îmi plăcea să învăț, încercam să am învățat spaniolă de dragul de a cânta în spaniolă și de acolo lucrurile au evoluat. Am intrat într-o trupă de teatru și de acolo a urmat și alegerea facultății. Și pentru tine? Pentru mine, aș spune că totul a început de la mama mea, care mă ducea în fiecare weekend la teatru de păpuși, iar la noi, la Timișoara, la Teatru Merlin, era o actriță renumită la teatru respectiv, de care eu m-am îndrăgostit foarte rapid și așteptam finalul săptămânii ca să mă duc la aceste spectacole ca să ne aducă pe scenă și să ne țină de mână, adică cumva tot targetul săptămânii era să ajung duminica de dimineață să mă țină actrița respectivă de mână. Nu mai știu cum se numea, dar conceptual vorbind, adică era foarte puternică prezentă în mintea mea, să spun așa. Și dintr-una într-alta am sfârșit să fac parte dintr-o trupă de liceu, iar apoi am dat la facultate de teatru. Inițial am dat la Timișoara, la secția germană, am făcut 2 ani acolo, iar apoi m-am mutat la Cluj, unde am reluat licența și am finalizat-o. Iar mai apoi masterul l-am finalizat la București. Ce spectacole ne pregătiți? Multe. Acum lucrăm suntem pe final la Occident Express de Matei Vișniec, un spectacol foarte interesant, care îl vom prezenta duminică, premiera va fi la Petroșani, pentru că suntem în coproducție cu Teatrul Ide Sârbu din Petroșani. Imediat începem castingul pentru Gaițele de Chirițescu, o piesă foarte cunoscută românilor, mai ales că e și un film, se numește Cuibul de Viespi, pe care cred că l-au văzut toți românii, atât și aia mici, și aia mari, pentru că se tot repetă la televizor într-una. Imediat după Gaițele, care va avea premiera pe 8 decembrie, începem un spectacol cu păpuși, nu-i spun de păpuși, îi spun cu păpuși și actori, actor păpușă, care are un titlu provizoriu, cel puțin se numește Schimbările Magice sau ceva de genul ăsta. Tot în luna decembrie începem spectacolul Secretul Fericirii, tot cu tinerii, numai tineri de data asta și cu mine ca regizor, nu ca actor. Iar dacă lucrurile merg bine, vom începe un workshop inițial cu Alexander Hauswater, celebrul regizor de origine română și canadiană, pentru că are și cetățenie canadiană și a montat foarte mult în Statele Unite și Canada, dar a montat și la Berlin și la Londra. E un regizor de marcă în spațiul nostru românesc. Nu știm ce vom monta, dar ideea mea este să mutăm un spectacol pentru tineri, pentru că e o breșă. Spectacole care sunt targetate exact pentru tineri sunt puține și, în general, tinerii nu prea vin la teatru, zona asta de vârstă, se duc de la stand-up comedy sau alte minuni sau impro show-uri, ce facem noi, că scrie pe noi, dacă se vede la cameră, devastator, este trupa noastră de impro show și colegii mei fac parte din ea. Pentru cei care n-au reținut, ea este Diana și Armand, așa să-i țineți minte, și veniți la impro show-ul nostru, devastatorii.
acum cred că este a șaptea reprezentație, da, diseară. Avem, dar se va juca foarte mult timp pentru că niciodată nu e la fel. Noi construim spectacolul cu publicul și mai bine lăsăm pe ei să vorbească, că sunt tineri și drăguți. E un spectacol ușor de asamblat și respectiv de montat, este foarte ușor de călătorit cu el. Nu există decor, suntem doar noi. Noi și tricourile. Da. Noi și tricourile. Și e foarte ofertant din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere tehnic. E foarte ușor pentru noi să ne deplasăm cu un astfel de spectacol, să repetăm și să jucăm, efectiv. Există și acea comunicare între voi și public, care este extrem de importantă până la urmă. Așa este. Există, până la urmă se creează o relație extrem de importantă în timpul spectacolului cu spectatorul și atunci el devine și care să fie coautor până la urmă cu noi în cele pe care le prezentăm. Adică de la propunerile lor plecăm, iar noi ajungem să le dezvoltăm în scenă, să spun așa, da. Da, câteodată ne mirăm și noi ce ne iese. Da, da, e interesant și adică fiecare spectacol diferă, părerea mea, în primul rând, pleacă de la diferența publicului, adică spectacole diferă, în primul rând că și publicul este diferit și propunerile sunt diferite și poate să fie majoritari tineri, poate să fie majoritari nu atât de tineri. Da. Ce este important că acest gen de spectacol, mai ales spectacolul nostru, se adresează tuturor, poate să fie de la copii foarte mici până la octogenari. În special pentru că se bazează strict pe propunerile lor. Da. Am vorbit de foarte multe ori în emisiuni despre cât de important este să mergem la teatru, cât de mult ne învață aceste spectacole. Și nu este vorba doar de spectacole, este vorba de faptul că atunci când mergi la teatru, înveți să te îmbraci frumos. Și aici mă refer să ai o ținută elegantă, o ținută distinsă, la fel și în privința comportamentului. Nu-i așa? Personal consider că venirea la teatru este și trebuie tratat ca un eveniment. În același timp, noi fiind din cadrul teatrului, poate noi nu ne îmbrăcăm în costum sau atât de elegant. Mă refer la spectatori. Da, da, da. Adică cred că fiecare are propriul lui raport față de venirea la teatru. Și mi se pare o formă de respect din partea lor pentru ei și pentru noi și noi ca instituție. Tu ce părere ai? Sunt de acord cu ce a zis Armand. Mi se pare că pentru fiecare este un eveniment. Adică alegi să te duci la un spectacol pentru că. Sau în cadrul, nu știu, te duci cu cineva, e o întâlnire. Sunt foarte multe aspecte pentru care poți să te duci la teatru. Și e important pentru tine, în primul rând. Și nu e doar la teatru. Adică nu mă îmbrac frumos să mă duc doar la teatru. Mă îmbrac frumos pentru că mă simt eu bine. Dar vorbim de faptul că atunci când mergi la teatru, ai o ținută elegantă de obicei, nu? Adică nu te duci îmbrăcat ca și cum ai merge în club. Categoric nu. Sunt niște. Adică sunt categoric, câteva diferențe clare. Eu spun că eu de obicei când mă duc la spectacol, mă duc să mă îmbrac lejer, tocmai ca să pot să, nu știu, am impresia că... Cred că nu e negru, eventual, adică un mijloc din ăsta între a... Acum, depinde și ce înseamnă cum te îmbraci în club. Depinde și cine vine la teatru, că dacă o iei pe categorii de vârste, poate doamne pensionare sau așa, aleg o ținută elegantă, dar oamenii de o vârstă medie și tinerii nu se mai îmbracă elegant acum la teatru. Asta e o chestie din vechime. Se îmbracă decent. Exact, adică este diferență foarte mare între elegant și decent. Deci noi nu acceptăm, cel puțin eu ca manager, să-mi vină la teatru în maieu și în short. Și ce faceți? Îl dați afară? Da. Da, să se ducă în maieu și în short la ce vrea, sau la cofetărie, sau la terasă, sau pe terenul, la stadion să alerge. În primul rând că la teatru să ai respect pentru vecinul tău de acolo. De-aia nu primim nici cu mâncare, cu șaorme sau cu... Există haine de repetiții specifice, repetiții. Asta mă refer la actor, da. Dar ca și public, bineînțeles, teatru impune o anumită ținută decentă. Cei care confundă teatru cu stadionul și se pare că mai sunt localități unde spectatorii nu știu să comporte ca atare, pentru că e o artă să fii și spectator, trebuie să înveți să fii spectator, să știi
că nu trebuie să vorbești. Exact. Teatrul te mai învață și când să taci, absolut, când să râzi, cum, absolut, să râzi. Este respect față de cei care sunt pe scenă și trebuie să taci, să-i ascult, să nu vorbești în timpul spectacolului. Bineînțeles, să-ți oprești telefonul, să nu te ridici, să deranjezi pe ceilalți, să ieși afară, cum se mai întâmplă de multe ori. La Deva nu, că la Deva e un public care noi, cel puțin eu, cochetez cu ideea că l-am educat și civilizat în atâția ani de teatru, și aici mă refer la faptul că teatru are o vârstă. Știți ce vârstă are teatrul nostru? Ce vârstă are? Vă spun eu, 112 ani. În 23 aprilie, în acest an, s-au împlinit 112 ani de când este acest teatru. Este unul dintre teatrele cele mai veche din Transilvania. Și pentru spectatorii, telespectatorii dumneavoastră, un lucru important este că a fost făcut în mare parte din donații publice. Deci a fost un local, se numea Redut, s-a demolat acel local în 1910 și în 2 ani de zile, o muncă foarte intensă, s-a construit acest teatru, care era o operă de artă în stil secesion maghiar, o ramură Art Nouveau-ului vienez. Și vreau să spun că primul spectacol de Vorodi Antal a avut un succes extraordinar, care a fost imediat a doua zi o operetă de Kalman. Veneau spectacole din Viena, din Budapesta, din Imperiul Austriac de pe vremea respectivă. Deva era asaltată de către lumea de atunci, lumea care iubea teatru. Atunci, da, se îmbrăcau frumos, era un eveniment deosebit să meargă la teatru. Acum lucrurile au intrat într-o normalitate, nu știu dacă e bună sau rea, dar publicul de atunci foarte greu se va regăsi în zilele noastre. Cred că un singur oraș mai păstrează tradiția teatrală veche de Imperiu Austriac și este Oradea, unde sunt foarte multe spectacole și oamenii, e un cult de a merge la teatru. E într-adevăr un eveniment. Este un eveniment, da. 112 ani, 112, da. Poate este cel care încă ne, da, mai poate salva. Interesantă perspectivă. A spus o glumă bună, o să o folosim. Da, 112. La anul vom sărbători 113 cu ghinion sau fără ghinion, oricum vom face un eveniment mare, pentru că foarte puțin de veni știu ce s-a întâmplat în acest oraș. În acest oraș, cetate, chiar sfârșitul secolului XIX a beneficiat de o explozie arhitecturală. În jurul teatrului, cu 10 ani înainte, a fost construită primăria. În 1895, Palatul Prefecturii. 5 ani sau, cred că 7 ani mai târziu, Palatul Justiției, Spitalul cel vechi. Deci a fost o explozie arhitecturală și o dezvoltare foarte mare a Devei, care a devenit un centru urban. Domnule manager, am vorbit de foarte multe ori și despre faptul că părinții ar trebui să vină cu copiii încă de la cea mai fragedă vârstă, să spunem, da, dar vin, pentru a-i obișnui. O să vreau să vedem și mesajul unei doamne coordonatoare de la grădinița PP6. Ce spune ea despre acest lucru? Este vorba de doamna Alina Trif. Haideți să vedem ce ne spune. În grădinița noastră ne bucurăm foarte mult de toate programele artistice la care suntem invitați sau care se sărbătoresc în grădinița noastră, care se fac în grădinița noastră. Recomandăm cu drag Teatrul din Deva, unde sunt actori minunați, sunt programe minunate, la prețuri decente și foarte accesibile tuturor. De câte ori avem ocazia, mergem acolo împreună cu părinții, însoțiți de ei sau împreună cu copilașii și ne bucurăm de programe artistice grozave la Deva. De ce credeți că este important ca părinții să meargă cu copiii la teatru? Este foarte important ca părinții să meargă cu copiii la teatru, pentru că așa se dezvoltă creativitatea, se dezvoltă frumosul, petrec un timp împreună bun, iar pot să evolueze tot mai mult. Ce mesaj ați transmite, dacă ați putea, managerului de la Teatrul de Artă din Deva și actorilor?
În primul rând, aș vrea să-i felicit pentru toate realizările pe care le fac și să ne surprindă cu spectacole cât mai frumoase, cât mai vesele și potrivite pentru copii. Asta ne dorim noi, copiii. Da. Iată, și educatorii îi îndeamnă pe părinți și consideră că este foarte bine copiii să meargă la teatru. Chiar când sunt mici, își doresc să faceți mai multe piese de teatru pentru copii și în același timp vă felicită, domnule manager, și pe voi, actorii, pentru tot ceea ce faceți. E bine că ne felicită și m-aș bucura foarte mult că acești educatori, nu doamna în speță, dar cei foarte mulți educatori din orașul ăsta să vină ei în primul rând la teatru și apoi să aducă copiii și m-aș bucura tare mult ca mii de profesori care sunt în orașul ăsta, că sunt foarte mulți și învățători și educatori, să vină la teatru și mai apoi să îndrume copiii să vină și să discute despre chestia asta. Noi avem deja profesori foarte inimoși care au anumite grupuri de elevi care vin regulat la teatru și apoi discută cu copiii despre ce au văzut. Este o temă de discuție la dirigenție sau indiferent de spațiu. Și asta mă bucură foarte tare. Sunt chiar din alte orașe, din Simeria, din Brad, din Orăștie, care coordonează grupuri de copii profesori care îi aduc la teatru. Și asta e foarte bine. E foarte bine pentru că teatru îi ajută foarte mult pe copii în dezvoltarea lor. Dacă n-ar fi teatru într-un oraș sau mai ales într-o capitală de județ, ar simți foarte mult la educația oamenilor. Și uitați-vă la orașele care nu au teatru, ce diferență e față de cele care au teatru. Un coleg de-al meu spunea la un moment dat, deși sună puțin așa aiurea, că dacă un om care mânca semințe, de exemplu, și scuipa pe jos, dacă s-a dus la teatru de câteva ori, va renunța la acest obicei. Și asta e un lucru, deși e foarte dur spus, este o realitate. Pentru că preiei de la ceilalți care au anumită etichetă conduită în sala de spectacol, te înveți, preiei. Ca românii noștri când se duc în străinătate. Încep să se comporte ca și nemții, italienii, spaniolii, apropo de spaniola noastră de aici de față. Din punctul vostru de vedere, de ce credeți că este bine să venim la teatru? Cu ce ne îmbogățim? Mi se pare că e o lume frumoasă și cred că meriți să lași deoparte toate problemele și grijile și tot ce te înconjoară 2 ore, că sunt 2 ore, și să te bucuri. Să te bucuri de ce se întâmplă acolo în momentul respectiv și atât. Și să pleci poate cu o altă perspectivă, poate cu un alt fel de a te raporta, poate chiar și la problemele tale. Să ai pur și simplu altfel de viziune asupra realității. Pe tine? Da, cred că colega mea Diana a spus foarte bine că este o convenție până la urmă teatrul și oamenii conștientizează această convenție și se folosesc de ea, poate e mult spus, spre a se purifica, dar spre a înțelege o latură diferită a vieții, vorba aia, nimeni nu vine la teatru să vadă o familie fericită, adică tot ce este pe scenă este un eveniment, este ceva ce în viața de zi cu zi poate nu pățim atât de des, poate chiar deloc, anumite teme despre care se vorbesc la teatru și pe scenă. Și cred că este un mod de a se delecta, de a se relaxa, de a învăța lucruri noi. Cred că fiecare are propria lui motivație pentru care vine la teatru. Un actor trăiește mai multe vieți. Viața sa, atunci când nu este la serviciu, și viața personajelor, atunci când este pe scenă. Vreau să vă întreb dacă s-a întâmplat să împrumutați din viața personajelor în viața voastră privată. Nu știu în ce măsură am împrumutat. Eu sunt de părere că tot noi suntem și cei care interpretăm rolurile, adică nu suntem personajele pe care le interpretăm, ci suntem noi civili, să spunem așa, care cu
în timp dezvolți anumite tehnici care cumva dau impresia că tu ai fi acel personaj, dar nu sunt de părere că... Că ai trăit toate experiențele pe care ai ajuns să le joci, că nu ai cum. Lucrăm cu imaginația, care este și el până la urmă un mușchi, care se dezvoltă în timp, dar nu... Din punctul meu de vedere, teatru este... Dar ați învățat ceva de la aceste personaje și ați considerat că ar fi bine să le aplicați și în viața personală? Ca să nu ducem discuția într-o zonă de neînțeles pentru spectatori. Ei creează personaje, nu învață ei de la personaje. Prin fitul lor, prin mintea lor, imaginează, ei construiesc aceste personaje și sunt ale lor. Le depozitează într-un sertar al minții acolo aceste personaje. Ei nu pot învăța de la personaje pentru că-s creația lor. Dar joacă un rol, nu. Clar. Aici este o percepție greșită. Deci actorul își construiește personajul în oglindă, da? Nu amprentă, îl construiește. Îl trece prin filtru uman care îl are, că fiecare avem un filtru, dar este construcția lui, este copilul lui. Nu poate învăța de la copil dacă e făcut de el și construit de el. Anumite situații poate sau exact. Care sunt, dar nu poți, pentru că e creația ta. Deci nu. Din filme, da, mă uit la altul și văd că, bă, e infractorul și mi-arată cum să spargi o bancă. Da, pot învăța. Dar de ce să nu învățați un lucru bun? De la un actor, mereu dați exemple negative. Lucruri stereotipice personajului respectiv care sparge banca, inclusiv poate un tic, poate un mod de a se comporta, de a vorbi, adică asta poate să ajungă să te inspire pe tine, pe viitoarele proiecte, personaje pe care le faci. Dar, aș spune, e distractiv să te lași mereu inspirat, să urmărești, să vezi oameni cât sunt de autentici și... Ei sunt foarte autentici, sunt cei mai autentici din afara scenei. Domnule manager, vreau să vă felicit pentru faptul că aveți foarte multe colaborări. Ați depășit granițele Devei, să spun. Aveți foarte multe spectacole și în alte țări. Da, am participat la festivaluri. Tocmai venim de la Festis, un festival internațional din Chișinău, organizat de Teatru Satiricus Ile Caragiale. Peste două săptămâni plecăm în Germania, în Heidelberg, Frankfurt, Stuttgart și München, un turneu destul de greu, în patru orașe mari din Germania, unde suntem așteptați de către românii noștri, care sunt un număr foarte mare, neașteptat de mare pentru noi și de fiecare dată ne-au primit cu foarte multă căldură. Nu este prima noastră ieșire, am fost și în Africa, la Festivalul Internațional de Teatru din Casablanca, am fost în Turcia, în Antalya, la un festival internațional de teatru, am fost la Viena, am jucat în Tunisia, avem invitație, din păcate, din cauza pandemiei a trebuit să declinăm această invitație anul trecut. Paris, acum cred că un an am fost, poate chiar mai puțin, am fost în Belgia, la Bruxelles, alături de Institutul Cultural Român, care ne-a ajutat foarte mult în turneul nostru. Deschidem foarte mult calea teatrului din Deva către lume și sunt convins că vor continua aceste turnee ale noastre și această deschiderea noastră către lume. Tocmai de aceea încercăm unul dintre dezideratele mele este de a aduce regizori de marcă, pentru că acești regizori aduc cu ei și o critică de specialitate foarte importantă și participarea, ne lesnește participarea la festivaluri mari din lume. Unul dintre ei ar fi Alexander Hauswater, care va avea, cred că în 29 noiembrie, dacă rețin bine, un casting la Deva, un casting comun împreună cu Teatrul de Sârbu, pentru a porni un spectacol foarte nou, foarte dinamic, foarte special, care se apropie de stilul de spectacole din spațiul occidental european, pentru că vrem să participăm la festivaluri mari. Probabil luna martie anului viitor vom începe lucrul la acest spectacol, iar alt regizor de marcă cu care am avut discuții este Tom Pagabor, președintele Uniunii Teatrale Europene. N-am stabilit încă o dată, dar este deschis pentru colaborare cu Teatrul de Artă din Deva.
Și mai sunt și alți regizori. Kemal Bashar din Istanbul, fostul director al unui teatru important din Istanbul. Daniel Bucur, un prieten bun al meu, care s-a întors din Canada, regizor și lucrează acum în spațiul românesc. Din Republica Moldova mai avem un colaborator care e specializat în păpuși, în teatru de păpuși, care ne va aduce ceva nou, pentru că noi spectacole cu păpuși o singură dată am făcut acum foarte mulți ani, dar aș vrea să facem genul ăsta de spectacol ca să ne adresăm unui public și mai mic. Un public mai micuț, pentru că noi pregătim copiii de la mici la mai mărișori, medii, până când ajung adulți. Chiar voiam să vă propun să faceți acest lucru și mă bucur că v-ați gândit și la el. Pe voi vreau să vă întreb, Teatrul de Artă din Deva vă oferă această deschidere către alte țări, să jucați anumite spectacole în alte țări. Unde v-ar plăcea să jucați și de ce anume? Nu știu dacă e un loc anume sau specific, vreau să mă duc acolo, ci mergem și ne bucurăm oriunde ar fi. Da, nu... Mi-ar plăcea să mergem în America. Da. De în Canada, în Canada, da, avem invitație, da. Chiar am fost, uite, Canada, am uitat să spun, am fost la Montreal, da, cu spectacol și s-a bucurat de foarte mare succes. Chiar românii de acolo avem o invitație permanentă, deși este greu de ajuns și departe, dar avem invitație și în Canada, în Quebec. Da, ăsta ar fi și considerentul, că este foarte departe, greu de ajuns, parcă mi-aș dori mult să vedem cum e. Mai ales în cadrul jobului nostru, adică este cu atât mai mare satisfacția că putem să mergem, da, în delegație, cum ar veni într-o astfel de țară, adică mi-ar face deosebită plăcere. Care sunt amintirile voastre cele mai plăcute pe care le aveți datorită acestei profesii? Sau hasli? Cred că bucuria cea mai mare este... Cum s-a întâmplat și astăzi de dimineață, este bucuria copiilor sau bucuria spectatorilor atunci când își confirmă că e o decizie bună că au venit în seara, ziua respectivă. E și mai frumos sentiment din lume. Și faptul că înțeleg o situație, spre exemplu, am avut Hansel și Gretel și o fetiță la finalul spectacolului a venit la mine după ce Gretel a păcălit vrăjitoarea și s-au întâmplat tot felul de nebunii și a spus: ai fost foarte deșteaptă. Și m-am bucurat foarte tare acel moment expre. Dar înseamnă foarte mult pentru ei venirea lor acolo și prezența noastră pe scenă. Ceea, da, ce îți generează un sentiment diferit față de sentimentele uzuale cu care suntem obișnuiți. Aveți un mesaj pe care vreți să-l transmiteți spectatorilor? Avem un dicton la noi la teatru, l-am preluat și noi de la Teatru Valah, din păcate acel teatru nu mai există, cu acest nume, se numește Respectă-te, deci vino la teatru. Voi? Eu sunt de acord cu aceasta. Și eu. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi, sper să mai veniți cât mai multe piese frumoase și doresc tare mult, dragi spectatori, să vă duceți la teatru de câte ori puteți și chiar dacă spuneți că nu aveți timp, faceți-vă un pic de timp liber. O zi bună să aveți! Astăzi punem murături, morcovi și alte acrituri. Iarna aici, vara-i departe, de ajun nu ne desparte decât moșul care împarte darurile. Munciți, fetelor, munciți! Mm. Ei, eu am fost pe la Catena să văd care mai e treaba cu daciile. Și? Sunt frate și anul ăsta! 10 dacii noi pentru voi! Mă, tu iar vrei să fii moș Crăciun? Farmacia inimii Catena. Farmaciile Catena angajează farmacii și asistenți de farmacie pentru zona Brad. CV-urile pot fi depuse la Farmacia Catena din municipiul Brad sau pe e-mail adina.muresan@fildas.com.
sau la numărul de fax 0269577367. Cardul de energie este un ajutor cu care se pot plăti facturile la utilități. Pensionarii, pensionarii cu invaliditate, persoanele care beneficiază de ajutor social și persoanele cu handicap, toți cu venituri mai mici de 2000 de lei pe lună, sunt printre cei 4 milioane de beneficiari ai acestui card. Plata se realizează la orice oficiu poștal, direct la poștaș sau online. Apoi veți primi dovada plății și soldul rămas. Media venitului lunar pe membru de familie nu poate depăși 2000 de lei. Mai multe informații pe site-ul mfe.gov.ro sau la telefon 031-9966. Vizitați Sarmizegetuza, Regia, și bucurați-vă de toamnă. Monumentul UNESCO, aflat în administrarea DGAMPT, îmbracă haine ruginii și vă așteaptă să-l vizitați. Țineți cont de programul acestui sezon. În lunile octombrie și noiembrie, situl istoric de la Grădiștea de Munte, Sarmizegetuza, Regia, poate fi vizitat în intervalul orar 9-18, iar în octombrie, noiembrie și decembrie, monumentul este închis în fiecare zi de luni. Șoferul aflat sub influența alcoolului sau a drogurilor care provoacă un accident rutier soldat cu decesul unei persoane va fi pedepsit cu închisoare, cu executare. Că se pregătește de conflict. Franța a trimis deja o navă de război în Orientul Mijlociu, titrează Politico. Mutarea vine în contextul în care președintele francez Emmanuel Macron a avertizat Israel cu o intervenție masivă în fâșia Gaza.